Campiona României a obținut o victorie în primul meci de pregătire din această vară. aflat într-un stagiu de pregătire în Slovenia, Astra a învins cu 1-0 echipa georgiană FC Țihura. Unicul gol al partidei a fost reușit de Silviu Balaure, mijlocașul venit de la FCM Baia Mare, după o pasă a lui Alexandru Ioniță. Cu excepția jucătorilor plecați la Euro, a lui Floreș Nicorescu, au jucat toți fotbaliștii aflați în cantonamentul din Slovenia. Următoarea partidă de verificare a georgiuvenilor Giu va avea loc miercuri, 22 iunie, cu Sturm din Austria. Ultimul test din acest prim stagiu de pregătire este programat pe 25 iunie cu vicecampioana Sloveniei, Enka Maribor.